În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 1, din legea administrației publice numărul 215 de 2001, republicată de guverne și hotărâre ulterioare, din dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 346 de 2018, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești, ședința ordinară, data de 16.03.11, în sala de ședință, în cadrul grupului Vira. Următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre prin care se ia de ordinul prefectului județului Bacău numărul 195 din 31.07.2017, privind constatarea încercării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului botezat Sorin, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant. Comisia de urbanism discuții pe tema proiectului. Dar nu sunt discuții, sunt proiectul la tot cine este pentru. Împotrivă să abțin cineva, nu știu. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă să abțin cineva, nu știu. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Fiind consilier independent, eu, după părerea mea, cred că trebuie să îi mulțumim lui domnul inginer Botezatu pentru toată activitatea care a avut-o cu mandat și jumătate. Obișnuisem cu el în sală și vreau să spun că îmi pare rău că a plecat dintre consilieri. Eu consider că dacă această alianță ALDE și de guvernământ și PSD funcționa foarte bine la nivelul orașului, eu cred că Botezatu nu mai rămâne aici. Dar dacă așa a fost, să fie, știți că unii se luptă și alții câștigă. Sunt bucuros pentru domnul Zaharian. El, săracul, a fost și el atunci și chiar mi-a părut rău că din cauza mea a suferit o noapte ca geoană. Dar are timp acum, aproape 2 ani, să se bucure. Și ce să fiu, să fim prieteni, indiferent de culoare politică, și bine ați venit în mijlocul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu își punem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, Consiliul Local al Municipiului Moinești. Vă rog, domnul președinte, să citiți raportul. Comisia de validare. Da. Raport privind examinarea legalității alegerii unui consilier în Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, desfășurată la data de 16.03.2018. Comisia de validare aleasă pe întreg mandat, prin hotărârea numărul 70 din 23.06.2016, formată din Dimitrea Ghion, președinte, Văsii Ioan, secretar, Ascarini, Lini, Alexandru, Iene, Pavel, Iulian și Paloșanu, Mirel, membrii, a examinat în conformitate cu dispozițiile articolului 31, aliniatul 3 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii în funcția de consilier local al domnului Zaharia Eugen. Comisia de validare a luat act de ordinul prefectului județului Bacău numărul 195/30 din 31.07.2017 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Botezatu Sorin, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant și de sentința civilă numărul 68/2018 pronunțată de Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal în dosarul numărul 3591/110/2017. Prin adresa numărul 37 din 9.03.2018, Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Bacău, propune pentru validare pe locul rămas vacant pe domnul Zaharia Eugen, supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat. Potrivit articolului
100, aliniatul 33 din legea numărul 115 pe 2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale prin modificarea legii administrației publice locale numărul 215 pe 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393 pe 2004 privind statutul aleșilor local, în caz de, citesc, în caz de vacanță a mediilor ca mandatelor de consilier aleși de liste de candidați supleanți, vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, din partea cărora au candidat supleanții, confirmă în scris sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. Am încheiat citatul. Consultând lista de candidați a Partidului Social Democrat de la alegerile din 5 iunie 2016, se constată că următorul pe listă este domnul Zaharia Eugen. Având în vedere adresa organizației județene Bacău a Partidului Social Democrat numărul 37 din 9-3-2018, prin care confirmă că domnul Zaharia Eugen face parte din acest partid politic, propune Consiliului Local al Municipiului Moinești validarea mandatului de consilier. Semnează președintele, secretarul și membrii Comisiei de Validare. Mulțumim, domnule președinte. Comisia de Urbanism, discuții pe tema acestui. Dacă nu sunt, supunem la vot că cine este pentru. Împotrivă, să ține ceva în ce. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, să ține. Comisia Juridică, discuții întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2018 al municipiului. Aprobarea planului dosar. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului și a numărului de burse acordate drepturilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții pe tema de studiu. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votați. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă sunt discuții, se punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Pentru următoarele puncte am de făcut câteva mențiuni. Poate v-ați întrebat de ce această ședință a fost programată mai devreme decât celelalte care au loc acum. Ședințele au avut loc în decada a treia a fiecărei luni. Ei, era ca urmare a urgenței aprobării acestor proiecte de hotărâre următoarele trei pentru depunerea până pe data de 20, la ADR Nord-Est, a proiectului pentru mobilitate urbană. Documentația este acolo, ea suportă câteva modificări, dar privind termenul de 20, am primit adresă de la Ministerul Dezvoltării că acest termen a fost devansat cu 60 de zile. Nu vom sta 60 de zile, dar mai sunt câteva neclarități. Valoarea proiectului este de aproximativ 14 milioane de euro. La o ședință următoare, voi expune și pe ecran planșe și planul din acest proiect
pentru a vedea și dumneavoastră la ce am început de valori și ce vrem să realizăm cu acest proiect. La ADR Nord-Est, într-o discuție cu directorul ADR, nu este niciun proiect depus până la această oră. Singurii care s-au interesat până acum suntem noi și municipiul Bârlad. Excepție, nu este exclus pe această axă depunerea de proiecte de către municipiile regiunilor de județ. Deci, din cele 6 județe, doar 2 localități până acum au solicitat clarificări pe această temă. Drept urmare, pentru că s-a prelungit acest termen, cred că până la sfârșitul lunii vom depune proiectul, dar cer amân de pe ordinea de zi aceste 3 proiecte pentru a mai clarifica câteva necalități din această documentație, cu cei care au realizat proiectul și cu cei care scriu cererea de finanțare pentru a fi depusă într-un termen cât mai scurt. Da? Deci punctul 7, 8 și 9. Se retrage de lucrurile. 10. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public din municipiul Moineni. Acest proiect este astăzi pe ordine de zi, ca urmare a adresei înaintate de ani RSC. Este obligatoriu ca acest serviciu să funcționeze ori dat în administrare Consiliul Local, ori de către Consiliul Local, ori delegat unei societăți comerciale. Am ales varianta atribuirii acestei activități și astăzi din urmă să mai fac proiecte de acolo. Mai mult el a fost în dezbatere publică și au fost 30 de zile. Este obligatoriu una din cele 2 variante. Comisia de ordine, discuție. Dacă vă sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, să abțin și am mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, să abțin cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări, ce facem la proiectul? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 64 din 17.04.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Comisia de urmă. De ce să solicit această modificare? Pentru că ați văzut cu toții, după criza pe care am trecut în lunile noiembrie, decembrie și jumătate din ianuarie, am ridicat unele containere de pe platformele existente și chiar am desfințat unele platforme, ca urmare a faptului că fiecare familie este beneficiară a unei bubele. Dacă în cazul în care nu a primit, poate solicita Direcției Utilități Publice din primărie, prin procerere și o copie după buletin, să îi se atribuie cât mai urgent o bubelă de către cei de la Rompresa. Am făcut acest lucru ca urmare a depozitării necontrolate, știți, în câteva locații, a deșeurilor menajere și nu numai a celor menajere, ci și a celor vegetale de construcții și altfel de deșeuri care nu sunt transportate la Bacău și cetățeanul este obligat să depună doar deșeul menajer în acele platforme. Drept urmare, Romprestu a solicitat să nu mai plătească redevență pe acele containere care nu le mai sunt de folos, și am propus împreună cu cei din Direcția de Utilități Publice retragerea lor din administrarea la România. Mulțumim. Din concesiune. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, să abține ceva mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, împotrivă, să abține cineva mulțumesc. Comisia juridică, discuții de marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar, local de evidență a persoanelor Moinești de Zubandeu. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție, întrebări de marginea proiectului. Am lecturat și eu acum regulamentul de organizare și funcționare
N-am văzut un program sau un plan scăpat. Programul de lucru? De funcționare. În dispoziția așa. Există program și în timpul zilei și după amiază mață. Eu am solicitat prin secretariatul primăriei și întrebați la pe subalternele dumneavoastră și să vedeți felul cum mi-au răspuns. Da? Ați întrebat de program. De program. Dar nu acum. Erați dumneavoastră în concediu. Da, am văzut acum așa. Erați în concediu și am vrut să știu cineva. M-am rugat de program și... Și nu mi s-a aplicat programul? Și văd organigrama, dacă am lecturat organigrama, văd că aparțineți Consiliului Local și primării. O să vedem. El există și a afișat. Nu m-am deplasat până acolo. Eu am dat un telefonist din telefonul, am solicitat numărul din secretariatul, de la secretarul domnului primar. Și nu mi s-a comunicat. Adică telefonul mi s-a spus și felul cum mi s-a răspuns. Am zis, dacă și mă recomand. Eu, de obicei, sunt omul care mă recomand. Nu. Da? Dar dacă dă un... Nenea de pe strada, nu știu că... Da, nu se descăpăsă. Da, da. Lucrul ăsta, și am zis, deci din regulamentul intern se și program. Există, da. Da. Voi veni în caz. Da, da. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul primar, domnul primar. Pentru orice consiliere, de bună credință, poate să facă un exercițiu, poate să facă informare. Asta v-am și zis că voi verificați necesarea și să vedem cine e cine va face. Există o relație de colaborare, nu de subordonare, de colaborare între. Da? De subordonare primar. Am spus, nu de subordonare față de Consiliul Local, de colaborare. Da, am înțeles. Da. Comisia economică, dacă sunt alte întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Mănești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Comisia de juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votați. 14. Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului informării și consultării publicului și aplicarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, extindere spații de spitalizare, cadrul municipal de urgență Mănești, data zonă numărul 1, municipiul Mănești, trebuie să bată. Doamna secretară. Da, este vorba despre planul urbanistic zonal pentru proiectul extindere spații de spitalizare. SP-ul a fost aprobat, știți, tot prin hotărârea Consiliului Local. Tot prin hotărârea Consiliului Local acest proiect a fost depus la CNI. În vederea eliberării autorizației de construire, este necesară întocmirea acestei documentații urbanistice, planul urbanistic zonal. În această etapă, noi însușim raportul informării și consultării publicului, o etapă prevergătoare adoptării planului urbanistic zonal. După adoptarea acestei etape, acest proiect a stat în transparență decizională. Astăzi am încheiat termenul legal pentru această etapă de transparență. Va fi transmis Consiliului Județean, Comisiei Tehnice de urbanism constituirea la nivelul județului Bacău pentru aprobare, după care vom reintra cu acest puz în Consiliul Local pentru aprobarea în stadiu final. După parcurgerea acestei proceduri, vom putea elibera prin compartimentul tehnic, în speță Direcția Urbanism, autorizația de construire pentru acest obiect de investiții. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă,
vreau să spun cineva și să lasă. Comisia economică, dacă se întâmplă la transcripții, dacă nu se spune la orice Comisia juridică, discuție întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Votând, se abține cineva? O dată. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, adiacent apartamentul numărul 1, locul 2, strada Tudor Vladimirescu, în vederea extinderii. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votând, se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Votat. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii cu timp parțial a cabinetului medical școlar stomatologic. Comisia de urbanism, invitat în prezentare. Este vorba de acel cabinet medical cu profil stomatologic care funcționează în internatul liceului, la parter. Acest cabinet deservește întreg sistemul de învățământ din municipiul Moinești, atât cel din școlile generale, cât și din liceu. După o întâlnire cu directorii instituțiilor de învățământ de săptămâna trecută, am stabilit ca toți elevii din municipiul Moinești să treacă în acest cabinet și să li se facă o evaluare, acest cabinet fiind pentru prevenție și urgențe ivite în timpul orelor de curs. Acest medic stomatolog este plătit de primăria Moinești cu un salariu undeva până în 2000 de lei. Dumnezeu nu mai are altă activitate în municipiul Moinești și de aceea a solicitat închirierea de două ore de program, a două ore atât a spațiului cât și a echipamentelor. Eu cred că e greu să găsim un medic ca să stea pe un salariu și să nu facă și altceva în timpul liber. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu această solicitare să închiriem două ore pe zi, acest cabinet, pentru a putea desfășura activitatea și în timpul orelor libere. Mulțumim, domnul primar. Supunem la vot Comisia de urbanism. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și oamenii. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține și oamenii. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și oamenii. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Moinești în favoarea SCOMB Petrom S.A. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Vascan. Comisia economică. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supune la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, nu votează. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Nu poate nimeni la vot și supunează. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, Județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Punctul 19 se retrage de pe ordinea de zi, întrucât mai sunt de stabilit câteva detalii împreună cu cei de la DIV, Bacău și compania de apă, pe care le-au solicitat în ultimul moment. 20.
Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 5/26/2018 privind aprobarea organizării rețelei de spălare a universului de învățământ din Municipiul Măinești de Sub Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă vă spun, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Legea 1 spune că Consiliul Local este cel care stabilește rețeaua școlară, dar cu avizul inspectoratului școlar. Întreb și eu, avizul este consultativ sau trebuie literă de lege? Nu, este un aviz obligatoriu. Nu este un aviz obligatoriu. De aceea au revenit inspectoratul școlar, știți că noi am aprobat rețeaua școlară în luna ianuarie, printr-o adresă din 26 februarie, inspectoratul școlar a revenit asupra avizului conform privind organizarea rețelei școlare. Deci este un aviz conform. Fără acest aviz, Consiliul Local nu poate aprova rețeaua școlară. Dacă vreți, vă dau citire acestei trei adrese. Da. Pentru că nu e oportunitatea desființării acestor structuri. Și știți că și în Consiliul trecut, când s-a pus rețeaua școlară, am ridicat problema grădiniței din hangar, care putea să rămână structură acolo, că de la Văsie și până la hangar, aia de la Văsie și era pe aceeași stradă, unul mai numărul 4 școală, unul mai numărul 6 grădinița, dar din coru era pe Avramea. Da, în spără, deci vă nu putem probleme. Da, da, da. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Votat în momentul ăsta. Comisia Economică, dacă se întâmplă asta discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local 158 din 18-12-2014. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abțin ceva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abțin cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dar ce se referea? Da, A fost membri. Da, plăteam o cotizație de 600 de euro anual. Am analizat toate oportunitățile pentru a merge mai departe. La momentul ăsta am considerat că 600 de euro e mult pentru ceea ce se întâmplă în viitor cu această asociație și am zis să ne retragem. Am niște bani, da. Pe viitor, dacă vă putea sprijini, aceasta a fost că această aderare a fost ca urmare a intermedierii unor discuții pe tema bazei de tratament și alte investiții care ar fi urmat în voie de pătrunire. Nu e nimic în ghidul lor la această oră, considerat că așteptăm. Dacă se va evit, vom reveni. Da? Foarte bine. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat pentru. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 22. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Măinești la Convenția Primarilor privind clima și energia. Aici am fost chiar vinerea trecută la întâlnire. Suntem membri acolo, asta este o prelungire.
Acolo s-a discutat și se discută în continuare pe acele axe pentru eficiența energetică, pentru iluminat public și alte oportunități. Am participat pe data de 29 aprilie sau ceva în jurul acelei date. Va avea loc conferința națională a acestei asociații, unde voi participa și eu și vor participa toți primarii care au aderat și vă pot spune că 70% din municipii sunt acolo. La ultima întâlnire a participat viceprimarul de la Alba Iulia, de la Brașov, de la Arad, pentru că primarii erau convocați de premier vinerea trecută, dacă v-am zis, la ședința la guvern, privind achizițiile publice și de aia au participat primarul. Numai cei de ședință de județ au fost convocați la guvern. Cei de la reședință de guvern. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă mai aveți. Da, dar nu știu cum la văd proiectul, cine este pe acest împărțit și acum ne-am înțeles. Înseamnă, nu știu dacă suntem de învățat discuții, dacă nu suntem la văd, cine este pe acest împărțit. Comisia juridică, discuții, întrebări de marginea proiectului. Da, văzut fiecare, cred că în județul Alba Iulia este pe primul loc, 98% pare că este energie regenerată. Este un lucru extraordinar pentru un județ din România și este și pilot, probabil. Și noi, sigur, trebuie să îi urmăm pentru energia verde, este o energie pură, curată și fără nopțe deloc. Dacă vreodată ne ghevește ocazia, sigur, trebuie să privim cu toții spre o sursă de energie regenerabilă, pentru că primăria, din știu legea foarte bine, 2% din contribuție din orice 2% și celelalte spune, vor veni pe alte nișe, fie pe mediu, fie pe așa, și este păcat. Noi avem aici la Podra Găzirei, chiar mă uitam într-o zi, treceam, o oprit mașina și o cascadă de vreo 2 metri jumătate sau chiar 3, cu un debit de apă fenomenal. M-am gândit în primul rând eu să mă implic, dar costurile sunt foarte mari și ca persoană fizică sau cu o firmă privată, trebuie să fie cam jumătate. Dar noi, ca primărie, trebuie să ne dăm puțin atenție acolo. Avem teren de rezerva primăriei, unde ori ajuns spre Spășeț, trece fostul spre Mihai Minescu și pe partea asta, la altă, avem tot o rezerva noastră. Putem să avem în vedere pe un viitor proiect, când mai vin și alți bani, poate și cine știe, să avem și noi o micro turbină acolo sau o micro hidrocentrală. Ce care să vindem măcar... Se finanțează doar când ești proprietar. Ape, răutați doi, este proprietatea apelor Știi, românii. Dacă o axă ar apărea, cu siguranță ar menționa și cine poate aplica pe acea axă. E apelor românii, tot în statul. Da, asta vă spuneam, va fi menționat în chit, cine va putea aplica? Noi, cu ateurile sau... Eu zic, la următorul proiect și de ceva putea, că este păcat. Și fotovoltaicile, știm toată lumea, aici, vedeți, partea este unul dintre cele mai favorabile, pentru că nu este extrem de cald de la Constanța, de la Timișoara. Și totuși la Constanța sunt cele mai. Și totuși acolo știm și de ce. Noi știm. Da, nu, dar Bacău este, avem o climă extraordinar de bună. Pentru că este extrem de cald, dar se facă efectul ăla de seră și nici prea recenea. Și de ce nu? Poate o dai ce și la Moinești. Da, tot da, mai sunt mulțumim la asta. Mai sunt alte întrebări. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat? O suplimentară. Este o ordine de suplimentară. Aseară, în jurul orei 16, am primit o adresă de la Târgovna venită de fapt, pentru că dumnealor a trimis cei din Ucraina. Vă informam la ședința trecută că am fost într-o vizită oficială împreună cu cei trei primari de la Dărmănești, Stănin Moldova și Târgovna, împreună cu domnul ministru Viorel Ilie în Ucraina. Atunci am discutat câteva oportunități de colaborare între comunitatea română de acolo și cele patru localități care fac parte și din Movesa. Iată că azi vor veni, în cursul săptămânii viitoare, vor veni și ei în vizită în România. Așadar, fiecare primărie are câte o zi. Cum ați văzut acolo, duminică seara se vor opri la Stănic până luni după amiază, luni după amiază la Moinești până marți după amiază, marți după amiază la Dărmănești până miercuri și de miercuri la Târgovna, după care joi vor pleca. Ce impune asta? Cazare, cină, deplasare în câteva instituții. Unul din ele va fi Centrul Social al Primăriei Moinești, Muzeul de la Măgerești, Centrul Cultural, Parcul
și alte câteva obiective, dar fiind un colectiv de medici din acea regiune, va vizita și Spitalul Municipal. Am înaintat astăzi o adresă la spital, doamne, sunt aici astăzi, am primit adresă că dumneavoastră reprezentați spitalul. Vă rog să comunicați și domnului manager și marți între orele 10 și 11 să asigure prezența pentru a sta la discuții și să vedem ce oportunități putem oferi celor care vin în delegație la mai mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor prevăzute de vizita delegației de medici din Republica Ucraina. Comisia de Urbanism, discuții de proiectului. Dar în proiectul la vot, cine se pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia Economică, dacă se întâmplă așa discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată. Ședința pe comisie a luat sfârșit. Urmează comisia între ședința în care. Doamnelor și domnilor consilieri, în continuare ședințelor consiliilor de specialitate, asistăm la ședința de prezent a Consiliului Local al Municipiului Mineș. Convocarea Consiliului Local pentru ședința ordinară pentru data de 16 s-a efectuat cu dispoziția primarului Municipiului Mineș, numărul 346 pentru 2019, cu respectarea prevederilor articolului 39, alinia 1 din legea 215 pentru 1, prepublicată cu modificările și completările ulterioare, legea administrației publice locale. Vă informez că ședința este legal constituită prin prezentul număr de 18 consilieri, din cei 19 consilieri aleși și validați în funcție, așa cum ați luat cunoștință la ședințele pe comisii, cu un fost de consilier local a fost separat la mandat. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și a legii administrației publice locale, pentru aprobarea proceselor verbale întocmite în ședințele Consiliului Local în luna februarie și începutul lunii martie, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul care a fost publicat pe sală. Nu sunt. Nefiind obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 16 februarie 2018. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 16 februarie. Supun la vot conținutul procesului verbal întocmit la ședința extraordinară din 1 martie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri. Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 16 din martie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Mulțumesc. Domnilor consilieri, domnilor invitați, permiteți să nu mai citesc prima parte a notificării, să intrăm direct în proiectul de hotărâre. 3. Proiectul de hotărâre prin care se ia de ordinul prefectului județului Bacău, numărul 195 în 31.07.2017, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Botezare Florin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești de Bacău, precum și declararea locului de consilier local de Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pe raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu proiectul de hotărâre cu 7 voturi pe raport Comisia de Urbanism. Au avut favorabil cu 6 voturi pe și putem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Au avizat favorabil cu 6 voturi. Cum Thank you.
Dați-mi voie să-l felicit și eu pe nouul nostru coleg, numele colegilor din primărie, numele meu personal, să-i urăm succes și cred că împreună vom realiza obiective pe care mi le-am propus și să prosperăm în acest oraș. Felicitări și succes! Se spune de aprobare raportul comisiei de validare, de necesare de o președinte de inițiativă. Cine se pentru? Împotrivă, dacă cineva nu se mai mai. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de nume și a numărului de voți acordate elevilor din învățământul preuniversitar în anul 2018. Raportul comisiei juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei realizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la votul de susținere pentru. Domnul consilier Zaharia Eugen va face parte din Comisia pentru Activități de Amenajare a Teritoriului Urbanism, Gospodărie Comunală și Protecția Mediului. Și vă rog, atunci când exprimați avizele pe Comisii de Specialitate, să cereți raportul pentru proiectele de hotărâre care au trecut deja de aceste avize prin Comisie. Da. Deci, domnul consilier, vă rog să vă exprimați raportul față de proiectele care le-am hotărât. Da. Da. Sunt de proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de legi și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei realizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? 7. Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc, s-a dat în unanimitate. 7, 8 și 9, să retras. 10. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei adresează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, să abține ceva mai atras. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 64 din 17.04.2015 privind condiționarea echipamentului de conectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun, sistem integrat de management al deșeurilor hotărârii de județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei realizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor moinești și probatorilor. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al municipiului al primarului municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului și avizarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, extindere în spații de spitalizare, spital principal de urgență Moinești, strada Zorilor numărul 1, municipiul Moinești de Subacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, adiacent apartamentului numărul 1, blocul 2, cu vederea extinderii. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem proiectul la procedență pentru. Împotrivă se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Moinești în favoarea sectorului de petrol de SA. Raport Comisia Juridică. Dar nu, dar eu sunt o ce Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii cu timp parțial cabinetului medical școala stomatologic. Comisia, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei au dat favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine se pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, în favoarea CCOI Eugen Petrom S.A. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Nu participă la votul meu inginer Bălan. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. 6 voturi pentru. Da. Domnul Sandu se abține. Da. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Domnul Vasca Cezar nu participă la vot. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cel mai mult la vot. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești în Subacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei au dat favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 20 ianuarie 2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei au dat favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 158 din 18.11.2014. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. S-a votat. 22. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Moinești la Convenția Primarilor de Clima și Energie. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor prejuite de vizita delegației de medici în Republica Ucraina. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Vă mulțumesc. Cu toate ședințele, dacă la diverse mai aduce.